Așa cum bine știți, anul acesta Institutul Teologic Franciscan, prin Academia Petru Tocănel, a încercat să propună romașcanilor și tuturor celor care doresc să cunoască mai mult ce se apropie de sensul sacru al poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci prin care încercăm să trecem dincolo de sensul legalist, să descoperim sensul sacru al persoanei și mai ales respectul pe care îl dăm lui Dumnezeu prin respectul și demnitatea pe care o acordăm persoanei de lângă noi. Cele 10 porunci, suntem la porunca 7-a, prin care dorim să aprofundăm și mai, să fim alături de cei care vor să cunoască această poruncă, să descoperim demnitatea persoanei și mai ales încrederea și credința pe care o dăm lui Dumnezeu, având încredere în providența cu care El ne conduce de fiecare zi. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luați-l. Preacucernici, această seară vom dezbate o poruncă importantă a Decalogului. Să nu furi. Este importantă deoarece această poruncă atinge sfera demnității umane. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Exodului, capitolul 20, versetul 15, în seria celor 10 porunci, astăzi am ajuns la porunca care ne spune foarte clar, dar foarte simplu, să nu furi. Așa cum s-a mai spus în șirul conferințelor noastre, formulările clasice, prohibitive ale poruncilor, nu fac altceva decât să protejeze și să onoreze aspectul pozitiv al acestor negații. Opusul lor, de pildă, să nu minți, protejează integritatea. Să nu ucizi, protejează viața. Să nu furi, protejează demnitatea și proprietatea fiecărei persoane. Bănuiesc că nu există persoane care cândva, cineva, să nu le fi furat ceva. Pentru că vă aduceți aminte, poate că vă aduceți aminte de acel moment, tocmai datorită simțământului care v-a cuprins atunci. Unii poate că ați plâns, alții poate că v-ați înfuriat. Și nu cred că există cineva care să se bucure atunci când i s-a furat ceva. Eu am întâlnit o singură excepție. Un profesor de la seminar de la noi, predând prin anii 1995, s-a dus în oraș să schimbe $100. Și a venit acasă și ne-am întâlnit pe hol și mi-a arătat o bancnotă de un dolar. A spus, de aceea ai început să faci colecții de un dolar? Și că nu, m-am pus în oraș, am vrut să schimb 100 și am rămas cu un dolar. Dar cum ai reușit? Păi nu mi-a convenit preotul și am spus, dă-mi banii înapoi. Și mi-a dat un dolar. Și uite, l-am. Și îl păstrez ca amintire. Dar nu l-am văzut nici furios, nu l-am văzut nici să se supere prea tare, dar a admirat abilitatea celui care a schimbat banii. Și că atâtea abile au fost încât nici măcar nu mi-am dat seama. Abia când m-am întors acasă pe drum, când mă uit la bancnotă, era de un dolar. O singură excepție. Nu tot atât de rău se simte hoțul. Din contra, hoții se simt bine când le ies planurile, când reușesc să fure și atunci când nu sunt prinși. Această poruncă se adresează atât păgubiților, cât și hoților. Păgubiților, nu plângeți. Atâta timp cât există Dumnezeu, atâta timp cât El a dat această poruncă împotriva furtului, Dumnezeu va avea grijă și de hoți.
Cui se aplică această poruncă care zice să nu furi? În primul rând se aplică acelora care, potrivit definiției verbului a fura din dicționarul explicativ al limbii române, se încadrează în categoria celor care iau pe ascuns ceea ce aparține altcuiva. Sustrag pe nedrept ceea ce nu este al lor. Cred că toți suntem familiarizați cu această definiție și toți am ajuns să cunoaștem astfel de oameni. Sustragerea bunurilor pe nedrept, pe ascuns sau chiar prin violență, cum ar fi jaful, tâlhăria, au ajuns cu tristețe, trebuie să o spunem, evenimente cotidiene în societatea în care trăim. Dacă urmăriți știrile, putem observa și observa și dumneavoastră realitatea care există. Toți cei care se ocupă cu astfel de fapte însă intră sub incidența legilor, nu numai ale statului, ci și sub penalitatea poruncii lăsată de însuși Dumnezeu. În al doilea rând, această poruncă se adresează și celor care nu fură pe față, dar fură pe ascuns. Și mă refer în mod special la ceea ce Sfânta Scriptură spune în Cartea Proverbelor. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Sunt unii care, deși nu te fură pe față, încearcă să te fure pe ascuns. Vedeți, această poruncă se adresează și acelora care se îndeletnicesc cu asemenea practici, mai ales în piață. Dacă observați bine, de câte ori poate nu v-a venit prin minte, am 1 kg de roșii, dar oare este prețul just pe care îl plătesc? Cât îi mai dau un plus? Posibil să nu fie 1 kg, să fie 998 sau mai puțin de 1 kg. Cu siguranță mai mult nu este. Și în al treilea rând, această poruncă să nu furi se adresează și acelora care, în loc să aleagă calea convențională, calea dreaptă, o iau pe scurtături, de multe ori, recurgând, să furi câte un pic de aici, câte un pic de acolo și iată că lucrarea a ieșit. Lucrare și la extemporal, dacă vrei, și de licență, și de master. Mă opresc aici, nu vreau să fac pe ei. Exemplul cel mai banal pe care tinerii îl știu foarte bine este acesta. Mulți elevi și studenți cred că sunt tentați, implicați în tot felul de practici. Fițuici, copiere, iei de la unul, treci de la altul, eseuri luate de pe internet, lucruri furate. A copia este un furt. A te folosi de lucrarea altuia, ca și cum ar fi a ta, este de asemenea un furt. Și furtul nu se lasă fără consecințe. Problema este că Dumnezeu te vede și nu notele tale contează pe care le iei în clasă sau la examen, ci notele pe care le iei în fața lui Dumnezeu. Aceeași carte a Proverbelor spune că omul fidel va avea parte de multe binecuvântări, dar cel grăbit, cel care o ia pe scurtătură să se îmbogățească, nu va fi considerat curat. În această seară avem ca invitați care să ne propună o reflexie asupra poruncii lui Dumnezeu să nu furi pe Părintele Dr. Ștefan Lupu și pe Părintele Arhicunoscut Urbie Rămășcane, Părintele Mihăiță Popovici. Întrucât Părintele Ștefan Lupu este mai puțin cunoscut publicului rămășcan, aș dori în câteva cuvinte să vi-l prezint. Părintele conferențiar Dr. Ștefan Lupu este originar din Rotunda, județul Neamț, alături de Roma, aici, apropiat. A urmat cursurile Liceului Roman Vodă din orașul nostru, cursurile universitare de teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, cursurile de specializare în teologie dogmatică la Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, pe care le-a încununat cu teza de doctorat Sinodalitatea, expresie a unității și catolicității bisericii în scrierile Părintelui Dumitru Stăniloae.
În prezent este decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuzarin Iași, redactor șef la revista Dialog Teologic, director al editurii Sapientia din Iași, vicar episcopal al secției Cultură Creștină și Dialog Ecumenic din cadrul Curii Episcopale Catolice din Iași. Părintele și-a ales ca temă să nu furi considerații teologico-morale asupra poruncii a șaptea din Decalog. Îi dăm cuvântul și cred că prezentarea a fost exhaustivă. Doamnelor și domnilor, distinși elevi, studenți, ați binevoit să renunțați la o oră din timpul dumneavoastră și să veniți în această seară aici ca să dezbatem această temă, consider eu importantă, legată de această poruncă a lui Dumnezeu, să nu furi. Părintele Maximilian deja ne-a introdus în tematică și chiar a realizat așa o tipologie a trăirii românești. Nu o să intru eu în această tipologie sau dezvolt, e arhicunoscută, dar aș merge undeva mai dedesubt ca să vedem cum s-ar putea construi o societate, o comunitate care să respecte această poruncă a lui Dumnezeu, să nu furi. Inițial mă gândeam să vin să vă prezint aici prezentarea pe care a făcut-o Roberto Benigni. Dacă ați urmărit, ați văzut la Rai 1, a avut o prezentare extraordinară a tuturor celor 10 poruncele lui Dumnezeu și, în special, aceasta a șaptea. S-a oprit. Settimo comandamento. Și începe să râdă, nu? Porunca șaptea. Începe să râdă. Tot, de ce? Zice, Dumnezeu a scris această poruncă expres pentru italieni. Ba mai mult decât atât, chiar a zis-o un italian. Non rubare. Și Moise, când a primit poruncă, zice, dar ce înseamnă non rubare? Da, o să înțeleagă ei. Ce vă gândeam? El avea un talent deosebit, n-a prezentat, dar a atins niște lucruri foarte importante legate de această poruncă. Sigur că și noi fiind mediteranieni, cu origini latine, nu suntem prea departe de italieni cât privește toate aceste devieri, să spunem, de la respectul proprietății și demnității persoanei umane. Eu vreau să pornesc mai întâi de la ceea ce este specificul nostru în învățătura bisericii noastre catolice, universale, dar și locale. Mă gândeam să iau mai de departe, dar porunca biblică și toată construcția care s-a făcut de-a lungul istoriei a fost apoi codificată, cristalizată în ceea ce noi numim catehisme. Și avem în tradiția catolică un catehism al Bisericii Catolice după Conciliul Tridentin, iar aici, la noi, în dieceza de Iași, a apărut în 1884 un catehism al Eparhiei de Iași, redactat sub patronajul preasfințitului Camili, dar din informațiile pe care le avem, practica a fost realizată de un preot Malinovski, care era de aici, din Cordun. Și uitându-mă să văd ce au scris ei în această poruncă, aici e o problemă cu numerotarea. Noi spunem porunca a șaptea, în tradiția orientală ortodoxă este porunca a opta. Dar se referă tot la a nu fura. Cateismul preasfințitului Camili întreabă, cine oprește Dumnezeu prin a șaptea poruncă? Prin a șaptea poruncă, Dumnezeu ne oprește de a face vreo pagubă aproapelui prin furtișag, înșelăciune, camătă și prin altele de soiul acesta. Ulterior, la noi, în perioada comunistă, a circulat un cateism, întrebare și răspuns, care a fost realizat de Părintele Ciurau, în special, care era la Buzău, și în acel cateism cu 323 de întrebări, dacă nu mă înșel. La această întrebare spune, prin porunca șaptea, Dumnezeu interzice furtul, înșelăciunea, camăta și orice faptă prin care aducem pagubă aproapelui nostru. Deci nu e prea departe de ceea ce spune cateismul episcopului Camilie. Însă avem și cateismul Bisericii Catolice, care a fost realizat ca o concluzie a Conciliului al II-lea din Vatican și la această poruncă spune porunca șapte ne interzice să luăm sau să păstrăm bunul aproapelui pe nedrept și să-l păgubim pe aproapele în orice fel în bunurile sale. Ea prescrie dreptatea și iubirea în gestionarea bunurilor pământești și a valorilor muncii oamenilor. Cere, în vederea binelui comun, respectarea destinației universale a bunurilor și a dreptului la proprietatea privată.
Viața creștină se străduiește să orânduiască bunurile acestei lumi spre Dumnezeu și spre iubirea frățească. Și am mai ales încă o definiție din UCAT. Este Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri. Acest catehism spune: a șaptea poruncă nu interzice numai să-i se ia ceva cuiva, ci cere și administrarea și împărțirea dreaptă a bunurilor pământului, reglementează problema proprietății private și împărțirea retribuției care derivă din munca oamenilor. Această poruncă condamnă și împărțirea nedreaptă a materiilor prime. Iată, de la o primă comparație pe care o putem face în aceste definiții, dacă e să le numim așa, legată de porunca să nu furi, vedem o dezvoltare. Dacă în cateismele din secolele trecute se punea accentul doar pe raportul acesta dintre două persoane și bunurile care le aparțin, iată că în cateismul Bisericii Catolice și apoi în acest iucat, perspectiva este mult lărgită. Pentru că nu privește doar raportul dintre două persoane și bunurile lor, ci privește raporturile în întreaga societate. Și un accent deosebit care se pune pe drept și dreptate. De altfel, în limba latină, justiția are la bază ius, dreptatea și dreptul. De aceea, înainte de a face această considerație teologico-morală asupra poruncii a șaptea din Decalog, așa cum o prezintă Cateismul Bisericii Catolice, aș dori să fac mai întâi câteva observații legate de aceste noțiuni de drept și de dreptate. Sigur, noi spunem că, de obicei când facem așa o comparație, că Occidentul s-a construit pe drept. Orientul este mai mult pe spiritualitate. Dar e nevoie și de, la bază, să punem dreptul și dreptatea, dacă vrem să construim o spiritualitate care să fie respectuoasă față de om. De altfel și în cateism spune, este dreptate, dar dreptatea trebuie să fie inspirată de caritate, de iubire. Altfel nu există dreptate. Ce este dreptatea? Sfântul Toma de Aquino, un mare teolog al Bisericii Catolice, spune că ea este virtutea prin care, cu o voință constantă și perpetuă, se atribuie fiecăruia ceea ce este al său. De multe ori avem această impresie că nu ni se dă ceea ce este al nostru. Și avem diferite concepții despre această împărțire. Dar făcând această reflexie asupra dreptății, să vedem că dreptatea este de mai multe feluri. Dar mai întâi să lămurim ce este al nostru. Ce spune Sfântul Toma că este acest al său? Al său este dreptul propriu al unei persoane, adică ceea ce îi aparține, fie în virtutea originii și a naturii sale, și aici avem drepturile fundamentale ale omului, sau drepturi convenționale, adică drepturile pe care le-am dobândit în societate. Sau și unele și altele. Deci, iată, la baza dreptății se află acest drept. Însă, trebuie să ținem cont de faptul că oricărui drept îi corespunde și datoria. Cuiva care trebuie să ne respecte acest drept, care trebuie să-l recunoască și să-l realizeze. Dacă avem un drept, cineva trebuie să ne recunoască și să realizeze acest drept. De aceea, dreptatea relaționează oamenii între ei după raportul de drepturi și datorii, constrângând la recunoaștere și respect. Astfel, putem descoperi în dreptate trei note caracteristice. Și vorbim despre alteritate, obligativitate și egalitate. Alteritate, pentru că dreptatea este virtutea socială. Și la drept vorbind, nimeni nu-și face dreptate sieși. Dreptatea este totdeauna pentru celălalt. Și nu se face dreptate, spune, pentru ființele infraumane. Obligativitatea, pentru că dreptului corespunde mereu o datorie precisă, care este determinată obiectiv, posibil de obținut și obligatorie, în virtutea apartenenței la drept și nu a bunăvoinței cuiva. Și a treia notă, egalitatea. Pentru că dreptatea este virtutea care egalizează părțile. Dreptatea este făcută atunci când dreptul corespunde pe deplin datoriei. Deci, iată o primă observație legată de porunca a șaptea. Atunci când se oprește furtul, de fapt se interzice nedreptatea sau nerecunoașterea prin faptă sau omisiune, că sunt ambele, și prin faptă și prin omisiune, deci nerecunoașterea dreptului cuiva.
ceea ce e mereu un mod de a-și însuși și deci de a fura dreptul cuiva. Nu doar furtul este păcat, oricum ar fi avut el loc, și nu este doar un delict penal, care este obiect al unei sancțiuni penale, însă nu există o adevărată căință de el și deci deslegare, până când nu urmează voința efectivă și eficace de a elimina nedreptatea săvârșită. Deci nu că ai făcut un păcat, ai furat ceva, mergi și despovedești. Eventual spui și pentru ceea ce urmează să furi. Să-ți dea deslegare și pentru ceea ce urmează. Deci păcatul furtului nu se iartă până când nu se restituie ceea ce s-a furat. Să vedem câteva tipologii ale dreptății. În funcție de diferiții subiecti de drept și al respectivei datorii, dreptatea asumă forme diferite, care se reflectă la aceeași determinare a dreptului datorie. Avem dreptatea general legală și dreptatea particulară, care poate să fie distributivă sau comutativă. Mai întâi câteva cuvinte despre dreptatea general legală. Dreptatea general legală raportează societatea și statul, care este subiect al dreptului, față de membrii săi, care sunt cetățenii și subiecți ai respectivelor datorii. Aici dreptul este configurat de binele comun. Binele nostru, al tuturor, pe care indivizii, familiile, grupurile intermediare îl urmăresc, unindu-se în comunități sociale și politice, pentru o mai bună și efectivă dobândire a binelui fiecăruia. Acest bine este dreptul societății și al statului, care implică datoria pentru fiecare membru de a contribui la respectarea, promovarea și dezvoltarea lui. Fiecare potrivit cu ceea ce este datorat. Datoriile iau aici formă și existență în lege, care determină aportul fiecăruia la realizarea binelui comun. Ca atare, această dreptate este numită și legală. Întrucât tutelează dreptul tuturor, adică al comunității, este numită de Sfântul Toma de Aquino dreptate generală, care precedă, subordonează și o rânduiește dreptatea particulară. Întrucât este orientată să primească noile instanțe ale binelui care se profilează într-o societate în transformare, ea este numită și dreptate socială. Dreptate care nu se plafonează la ordinea legală constituită, ci care trebuie să se constituie în fața noilor situații sociale, economice și politice, pentru a preveni și rezolva chestiunile și conflictele sociale și pentru a promova dezvoltarea armonioasă a societății. Dreptatea socială este dreptatea binelui comun, înțeles și actualizată în mod dinamic, astfel încât să elibereze dreptatea legală de rigiditatea unei legi care nu mai răspunde la noile situații ale binelui și care poate să devină chiar complice a nedreptății. Părintele Maximilian, care este specialist în drept, spune că sumum ius, suma iniuria. Adică se poate ajunge ca o astfel de lege, cea mai înaltă lege, să devină și o mare nedreptate. Deci, se poate contraveni poruncii a șaptea și printr-o nedreptate legală. Se face o lege care să fie împotriva demnității persoanei umane sau a drepturilor ei. Dreptatea socială, reclamată de doctrina socială a Bisericii, este o dreptate legală, vigilentă și dinamică. Atentă să discearnă și să garanteze noua legalitate, adică noua ordine socială și cu aceasta și pacea. Din acest motiv, Sfântul Toma a distins dreptatea legală ca fiind generală și primară. Când se uită aceasta, dreptatea legală cade într-un dublu risc. Pe de o parte, devine o formă alături de altele. Nu se mai face distinție ce este dreptatea generală, ce este dreptatea particulară. Și își pierde și chiar rolul ei arhitectonic și directiv al dreptății particulare. Pe de altă parte, se răsfrânge asupra ei însăși și devine un fel de garanție a unei legalități care este scop în ea însăși și nu a binelui comun. Dreptatea legală obligă, din punct de vedere moral, la îndeplinirea tuturor datoriilor față de societate și stat. Ele sunt exprimate în legea în vigoare. Dar și dincolo de lege, când aceasta ar deveni insuficientă. De fapt, știm că datoria nu se naște odată cu legea, ci cu dreptul, pe care conștiința morală este în măsură să-l recunoască și să-l vrea, fie împlinindu-l de fapt, fie angajându-se pentru
codificarea lui legală. De aceea, orice nerecunoaștere a dreptului altuia, oricum ar fi săvârșită, chiar dacă nu contravine dispozițiilor legii civile, este contrară poruncii a șaptea. Dreptatea legală obligă membrii societății să respecte legile în vigoare, obligă autoritățile, care sunt garanți ai binelui comun, să promulge legi drepte și să le facă respectate, fie favorizând condițiile, fie pedepsindu-i pe agresori. Părintele avea aici un manifest care o să-l prezinte el, de pe timpul lui Isop. Ce se întâmplă cu cei care nu respectă legea. Da? Lasă să prezinte părintele. Să vedem în continuare dreptatea particulară, care spuneam, poate să fie distributivă și comutativă. În afară de binele comun al societății, există și binele privat, care este tutelat de dreptatea particulară. Subiectul dreptului este aici individul, familia sau grupul intermediar. Subiectul respectivei datorii poate să fie societatea și statul de apartenență și în acest caz avem dreptatea distributivă sau un alt individ, familie sau grup și atunci avem dreptatea comutativă. Mai precis, dreptatea distributivă. Binele comun urmărit de dreptatea legală nu este un bine în el însuși, adică o stare impersonală, ci este pentru persoanele din societate chemate ca atare să beneficieze de el potrivit criteriilor de dreptate distributivă. Aceasta îi obligă pe tutorii binelui comun să facă parte tuturor celor care au dreptul, conform unei subdiviziuni în părți, nu cantitativ egale ale binelui comun de repartizat, ci proporțional, corespunzător, contribuțiilor și nevoilor. Aceasta înseamnă că egalizarea este stabilită nu de un cuantum egal pentru toți, ci calculat după aportul fiecărei persoane la societate și după necesitățile beneficiarilor. Este drept așadar ca cel care dobândește mai multe merite și contribuții, care are responsabilități sau calificări mai înalte, precum și cel care se află în situații de nevoi din cauza sărăciei, bolii, bătrâneții și șomașului, situații familiale, să poată beneficia de o parte mai mare. Criteriul dreptății distributive determină nu doar redistribuirea câștigului în societate, ci și repartizarea contribuțiilor între cetățeni. Această dreptate îi obligă pe de o parte pe administrator la o repartizare a beneficiilor și sarcinilor, care să nu fie făcută după interes, să nu fie una clientelară sau discriminatorie. Și pe de altă parte, cetățenii nu trebuie să înainteze cereri nejustificate de scutiri de sarcini sau să înșele autoritățile cu tot felul de adeverințe ca să mai scutească din taxe și impozite. Astfel se poate comite un furt și este vorba de un păcat de nedreptate distributivă. Dreptatea comutativă. Dreptatea comutativă pune în relație de drept datorie indivizi și grupuri în formă privată. Ea reglementează schimburile, comerțul, contractele, raporturile de proprietate, prestările de lucru. Este caracterizată de alteritatea și paritatea perfectă a părților și de determinarea aritmetică sau numerică a dreptului datorie. Pentru că dreptatea este făcută atunci când datoria corespunde cantitativ dreptului. Adică remunerația este egală prestării. Prețul mărfii, reparația pagubei, restituirea împrumutului. La corecta desfășurare a dreptății particulare, trebuie să vecheze dreptatea generală, determinând și garantând legal condițiile exercitării. Acestea consistă esențial în libertatea părților în asumarea respectivelor datorii, pentru libertatea comutativă și în siguranța și lipsa de arbitrarietate a criteriilor ce determină nevoile și prestările atunci când vorbim despre dreptatea distributivă. Iată, aceste câteva considerații introductive legate de dreptate. Sigur, putem să continuăm timpul cât permite în această seară, însă mi s-au părut importante aceste considerații legate de dreptate ca să putem înțelege învățătura pe care o oferă Cateismul Bisericii Catolice. Pentru că
în catism, sunt oferite perspective foarte largi cât privește această poruncă să nu furi. Și pornește primul punct în catism, se referă la destinația universală a bunurilor și proprietatea privată asupra lor. Și aici sunt multe considerații de făcut. Dacă pornim de la această premisă că Dumnezeu este creator, că El a creat toată această lume în favoarea omului și a pus-o la dispoziția omului, atunci toți oamenii au dreptul la aceste bunuri ale creației. Dar cum putem face ca să avem toți părți egale sau să avem aceste drepturi la bunurile creației? Și aici sunt mai multe criterii după care putem să analizăm. Dar ceea ce trebuie să ținem cont este cateismul și învățătura creștină subliniază, pe de o parte, dreptul omului de a dispune de aceste bunuri ale pământului și, pe de altă parte, de a respecta proprietatea cuiva. Însă și această proprietate privată este subordonată dreptului și destinației universale a bunurilor. Aici am scris mai mult, timpul curge foarte repede. Apoi, un alt aspect pe care îl tratează cateismul se referă la respectul față de persoane și față de bunurile lor. Deci, nu există o iubire adevărată, o trăire creștină adevărată, dacă nu pornește de la acest respect față de persoana umană, indiferent de condiția în care ea se află, și față de bunurile ei. Și aici cateismul distinge foarte bine, special în acele situații, persoanele care se află în dificultate. Sau face deosebire între respectul și iubirea pe care trebuie să o avem față de ființele umane și față de animale. Pentru că în ultima vreme e un fel de răsturnare acestui raport și acestui respect față de oameni. Sunt multe campanii în favoarea animalelor și mai puține în favoarea oamenilor. Apoi, cateismul tratează și despre doctrina socială a Bisericii, care s-a dezvoltat în special de la Papa Leon al XIII-lea, la sfârșitul secolului al XIX-lea, când societatea occidentală a trecut într-o, să spunem așa, într-o nouă epocă. S-a trecut, să spunem așa, de la sectorul primar, cel în care exista agricultura de subzistență și artizanală, s-a trecut la sectorul al doilea de industrializare. Și atunci au apărut multe probleme legate de chestiunea muncitorească, de problema muncii, a salariului, șomajului și așa mai departe. Și atunci Biserica Catolică s-a intervenit mai multe învățături legate de această chestiune, care a încercat să găsească o cale care să concilieze și ce erau drepturile patronilor, dar și drepturile muncitorilor. Încât astăzi avem un compendiu al doctrinei sociale a Bisericii, în care sunt prezentate foarte clar aceste lucruri. Un alt aspect pe care îl tratează cateismul Bisericii Catolice se referă tocmai la activitatea economică și la dreptatea socială. Dacă vrem să dezvoltăm, să permitem persoane umane să se dezvolte, are nevoie de folosirea acestor bunuri economice. Și iarăși cei care sunt capabili să dezvolte activități economice trebuie să fie sprijiniți în acest sens. Dar apoi, ceea ce ei realizează trebuie să fie pus în folosul comunității, încât și ceilalți să poată să beneficieze de rezultatele muncii lor. Privirea cateismului se extinde apoi nu doar la raporturile între persoane în comunitatea locală, ci privește și raporturile dintre națiuni. Nu e o noutate acest fapt că în epoca modernă relațiile dintre națiuni s-au strâns și în special prin contribuția pe care au avut-o mijloace de comunicare socială. De aceea și pentru o dreptate echitabilă între națiuni, cateismul insistă asupra ajutorului pe care națiunile mai dezvoltate, mai bogate, trebuie să-l dea națiunilor mai sărace. Și aici insistă apoi și contribuția pe care trebuie să o aducă
fiecare națiune. Și ultimul punct pe care îl tratează cateismul Bisericii Catolice se referă la iubirea față de săraci. Și aici ne dorim să mă opresc mai mult, poate de aici pornim și trecem și la partea mai mult pe spiritualitate. În ciuda progresului ridicat, permis de mijloacele moderne de producție, fenomenul sărăciei traversează societățile noastre ca un dar față de care nu se poate închide ochii. Dacă este adevărat că sistemele moderne de asigurări sociale, garantate de statul asistențial, au recunoscut și garantat dreptul fiecăruia la satisfacerea nevoilor elementare și primare, este la fel de adevărat că nu a eliminat sărăcia. Aceasta fie pentru simpla asistență garantată legală în multele cazuri este insuficientă, fie pentru că la vechile sărăcii s-au adăugat altele noi, așa numitele sărăcii post-materiale, care îi lovesc pe cei mai slabi și lipsiți de apărare, cum ar fi bătrânii singuri și non-autosuficienți, victimele alcoolului, drogurilor, cei bolnavi de sida, muribunzii, abandonați, bolnavi psihici, copiii care sunt obiect al violenței fizice sau psihologice, copilele mame, cuplurile și familiile separate. La rândul său, fenomenul fluxurilor migratorii din sudul și estul lumii repropune actualitatea sărăciei într-o măsură și modalitate inedită și tulburătoare. Astfel că marginalizarea socială cunoaște astăzi o nouă creștere și devine tot mai stridentă. Pe lângă sărăciile materiale sunt apoi cele spirituale, amplificate de secularismul culturii dominante, care iau forma plictiserii, neliniștei, fricii, angoasei, disperării. De aceea sunt și astăzi actuale cuvintele lui Iisus: pe săraci îi aveți mereu cu voi. Ca orice epocă, și a noastră are sărăciile ei ce pot fi inventariate și ușurate, dar și faptele ei de milostivire trupească și sufletească, ce trebuie puse în practică. Iubirea față de săraci este o expresie primară și privilegiată a carității, ce se naște din cuvântul și mărturia lui Iisus, pe care Biserica a cultivat-o dintotdeauna și a învățat-o ca o exigență a fidelității față de Evanghelie. Așadar, nu este vorba de o alegere strategică sau tactică, cu atât mai puțin, dictată de compasiuni sentimentale sau filantropice, ci intrinsecă Evangheliei iubirii și mărturiei ei. Iubirea față de cei săraci este cea care reproduce cel mai bine practica de iubire a lui Iisus. Îl configurează pe creștinul lui Hristos cel sărac și în ea Domnul se apropie de noi. Aceasta este fidelitatea mărturisitoare a Evangheliei și a Domnului ei, care duce astăzi Biserica la opțiunea sau iubirea preferențială față de săraci, cum se exprimă Papa Ioan Paul al II-lea în Solicitudine Rei Socialis. De unde și să se recunoască drept Biserică a săracilor. Această calitate a milostivirii este o virtute, potrivit Evangheliei, a libertății față de a avea, a eliberării convertire, de iubirea dezordonată față de bogății și de folosirea lor egoistă, și de libertate pentru a dărui, de disponibilitate gratuită și generoasă a inimii, care se apleacă asupra tuturor mizerilor și nevoilor umane, pentru a le îngriji, ușura și ajuta. Nu este vorba de pomana ocazională, distantă și automulțumitoare, la care a fost redusă în limbajul și practica curentă iubirea față de săraci. Milostinea față de săraci, prezentată ca una dintre principalele mărturii ale iubirii frățești și fapta de dreptate plăcută lui Dumnezeu, nu este pomana grăbită a bănuților dați celui nevoiaș. Este elemosiune din limba greacă și acesta este fundamentul și izvorul din care se naște misericordia, adică eleos, inima plină de iubire afectivă și efectivă, dispusă să ușureze mizeria care îl afectează pe aproapele. Și aceasta este prerogativa mai întâi a lui Dumnezeu, care este milostiv și iertător, bogat în milostivire, a cărei milostivire față de om o reflectă omul și o traduce în milostinea sa față de cel sărac. Mai înainte încă de a fi o datorie a carității pe care o datorăm celui sărac, poate fi, și în lucrurile indispensabile chiar este, o datorie de dreptate. Nu se poate da săracului ca dar ceea ce îi revine ca drept. Nu-i pot oferi din iubire, din al meu, fără să-i fi dat din dreptate ceea ce este al său. Altfel, caritatea nu este adevărată.
Și din moment ce dreptatea este prima cale și exigența carității, dreptatea față de cel sărac, ce izvorăște dintr-o inimă plină de iubire, este și ea o expresie a iubirii. Bine, mulțumesc! Fost așa pe scurt. Am multe considerații de făcut. M-am limitat doar să subliniez acest aspect al dreptății, pentru că de aici trebuie să pornim când ne gândim la porunca să nu furi, dar întrucât furtul se face în diferite moduri și pe săracii vedem întotdeauna, săracii sunt cei asupra cărora s-a exercitat furtul, într-o formă sau într-alta, noi, în calitate de creștini și de biserică, trebuie să venim în întâmpinarea lor, să le ușurăm sărăcia și povara. Sigur, nu doar prin simpla pomană, ci intervenim tocmai în acele structuri, catolicismul insistă asupra acestor structuri monstruoase, care favorizează sărăcia și furtul. Și care nu se reduc doar la acest raport între persoanele private, ci e vorba de instituții, de stat, de cei care ar trebui să garanteze tocmai această dreptate socială, trebuie intervenit până acolo încât fiecare om să fie respectat în demnitatea sa, adică să statul sau alții să nu-i fure demnitatea, să nu-i fure dreptul pe care îl are, dar apoi și în relațiile cu ceilalți oameni și cu bunurile înconjurătoare. Și aș dori să închei, dacă am început cu Benini, el spunea că aceste bunuri pământești pe care noi le avem, spune el, nu ne dau încredințat părinții noștri. Adică le-am primit ca moștenire de la părinții noștri. Ci copiii noștri ne le-au dat împrumut ca noi să le dăm lor când vor crește ei. Adică e o figură interesantă, în sensul că noi astăzi, dacă profităm și exploatăm toate resursele acestui pământ, ei nu vor mai avea. Și dacă ne uităm la copacii care se taie sau toate bogățiile pământești, vedem cât se fură, și nu e vorba de mi-a furat o găină din coteț, ci se fură la nivel foarte înalt, iar cei care vin după noi vor avea mult de tras și din cauza schimbării atmosferice, din cauza bolilor care se transmit și așa mai departe. Deci considerațiile sunt foarte ample și poate să devină după aceea și o tematică sau subiect de dezbatere la sfârșit. Vă mulțumesc! Un hoț se duce și fură două căpițe de fân de la părintele, la țară undeva. Părintele vede dimineață, supărare mare. Cine Dumnezeu a făcut păcatul ăsta cu mine și nenorocerea asta? Primește un telefon mai târziu. Părinte, eu sunt, eu n-am putut să dorm de supărare. În schimb, să mă iertați pentru cele patru căpițe. Bine mai, dar îmi lipsesc două. Dar două le fur la noapte. Mulțumim Părintele Ștefan Lucu pentru conferința pe care ne-a prezentat-o. Pe sărași totdeauna avem alături de noi. Părintele Popoviș poate da mărturie în această privință, prin activitatea pastorală pe care o desfășoară în oraș, la fel și Fundația Pacea, în colaborare cu dumneavoastră. Plecând, vedeți, această poruncă poate lua conotații diferite, chiar și de o amploare, dacă vreți, universală. Plecând de la persoana umană, de la unul de lângă noi, până la consecințe aproape cosmice, universale, mondiale. Fiecăruia trebuie să-i dăm ceea ce îi aparține, ceea ce este al său. Dreptul la proprietate, chiar și o mică proprietate pe care o are, este sfântă. Noi am pierdut acest simț. În perioada interbelică era mai implementat în societatea românească. Acum nu. Dă-te la o parte că trec eu, aici construiesc eu, dincolo construiește un altul și așa mai departe. Nu mai sunt câteva aspecte din... Dar Părintele a punctat bine doctrina socială a Bisericii, plecând de la catehismul Bisericii Catolice și apoi făcând o incursiune prin doctrina Bisericii, a Sfântului Toma, considerat steaua polară a teologiei catolice, și terminând cu aspectele sociale, plecând de la Rerum Novarum al lui Papei Leon al XIII-lea până la Benedict al XVI-lea, dacă vrem. Nu? Și inclusiv Papa Francis prin
propunerile pe care le face cu privire la milostivire, cred eu că sunt aspecte pe care noi suntem invitați să le aprofundăm mai de aproape. Acum îi dăm cuvântul părintelui Mihăiță Popovici. Părintele, nu cred eu că are nevoie de prea mare prezentare, este ar fi cunoscut aici în orașul roman. A ales ca temă forme de estompare a excluziunii sociale cunoscute în spațiul biblic și creștinismul propune un proiect al societății ideale. În timp ce părintele ne prezintă conferința, vă rog să prezentați întrebările scrise, se vor distribui bilețele, adresate celor doi relatori. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mi-am pus deseori întrebarea care este cauza care generează răul moral în general. În seara aceasta vorbim despre furt, în mod special. Și cred că cauza primară este statutul omului care trăiește în plină stare de coruptibilitate. O consecință a divorțului pe care l-a acceptat prin liberul său arbitru, prin protopărinții noștri, Adam și Eva. Și omul în istorie începe să-și construiască după chipul și voința sa foarte multe lucruri care par a fi interesante, par a fi bune. Aș vrea să vă spun că la ora actuală, mari oameni ai lumii constată, dar și noi putem constata lucrul acesta, o discrepanță uriașă între progresul tehnologic științific și progresul moral al lumii. Ba chiar astăzi se vorbește despre o regresie morală a societății contemporane. În loc să urcăm pe această scară a valorilor, tindem să scădem și să contrastăm și mai mult celălalt progres material, tehnologic, științific și așa mai departe. Acest contrast creează foarte multe disfuncții, pentru că se dezvoltă foarte mult verbul a avea și se inhibă foarte mult verbul a fi. Această discrepanță naște foarte multă suferință în umanitate. Noi am cunoscut cel puțin două forme de orânduire socială. Le-am experimentat într-un anumit fel. În estul Europei, societatea socialistă, comunistă, care avea o ură pe ideea de proprietate privată și care, așa cum spunea prin 1860 un economist și sociolog francez, Pierre-Joseph Proudhon, care se întreba ce este proprietatea, el răspundea, proprietatea este un furt. Cu alte cuvinte, se nega în societatea pe care noi am trăit-o, cei de vârsta a doua, de acum a treia, se nega ideea de proprietate privată, proprietarul este singurul statul. Este singurul care administrează toate bunurile. Această idee de proprietate a creat foarte multe disfuncții în societatea est-europeană. Pentru că dacă bunurile sunt ale statului, atunci ne întrebăm cine este statul. Statul suntem noi. Deci bunurile sunt ale noastre. Dacă iau un bun care aparține statului, este al meu și mă simt îndreptățit să-l iau. De aici s-a născut o adevărată artă de a fura. Puțin, dar foarte des. Și ca să vă dați seama cât de mult era ridicat furtul, la ce cote incomensurabile, am să vă spun o simplă întâmplare.
pe care am trăit-o personal. În 1976, undeva în județul Bacău, într-o zonă petrolieră, Moinești, Comănești, cei care cunoașteți puțin zona, s-a născut o idee între creștini că se va întâmpla un eveniment foarte important pentru lume. S-ar putea să vină sfârșitul lumii într-o formă iminentă. Și oamenii au fost foarte înspăimântați și pătrunși de frica ca nu cumva mânia divină să-i lovească foarte mult. Și știți ce au făcut? S-au hotărât să aducă înapoi de unde furaseră, de la locurile de muncă, să aducă înapoi toate bunurile furate. Am fost martor când am văzut în curtea unei unități care lucra în domeniul petrolului, într-o curte mare, foarte multe aparaturi, foarte multe lucruri care erau de o importanță extraordinară și care constituiau valori foarte mari. Când s-a făcut evaluarea, am rămas uimit că s-a spus că aproape un sfert din toate bunurile unității, ca valoare, se regăseau în lucrurile furate. Se fura pentru că era al nostru. Bietul țăran, într-adevăr, nedreptățit, așa cum știm cu toții, care lucra de dimineață până seara și era normal cu 14 lei pe zi, poate uneori și mai puțin, simțea nevoia să aducă acasă, măcar pentru două zile, niște porumb. Și mă uitam la câtă ingeniozitate exista în românul de atunci, ca și în cel de astăzi, de altfel. Mergea cu canistre de 20 de litri de apă, ca să aibă apă în timpul zilei, seara se răsturna canistra și în canistre se puneau boabele de porumb. Și așa ajungeau acasă în curtea omului. Sigur că aceste lucruri nu pot conduce la ceva bun. Se creează un dezastru la nivel de societate. Toate lucrurile cad. Sigur că societatea veche, socialistă, care a pus, sper pentru totdeauna, avea și o altă mare problemă. Ne-a furat dreptul sacru la libertate. Liberul arbitru nu mai funcționa decât în intimitatea căminului, dar și acolo cu multe restricții. Aceste de societate a îmbolnăvit pe om. I-a deschis apetitul să fure. Foarte mult. Dar credeți dumneavoastră că societatea capitalistă a schimbat lucrurile foarte mult? Veți vedea că nu. Într-o seară, o doamnă profesoară mi-a trimis un link ca să citesc și eu Dreptul la lene, Le droit à la paresse. Nu știu dacă ați împlinit această lucrare, are vreo 30 și ceva de pagini, scrisă tot de un francez, de Paul Lafargue, care în anul 1880, deci acum 137 de ani, scotea în relief păcatele capitalismului, pericolul care se adresează omului din partea acestei societăți. Și am rămas uimit că avea perfectă dreptate. Am să fac succint câteva etape pentru a vă arăta cât de mult se aseamănă cu ceea ce trăim noi astăzi. Iată spirala pe care o vede el. Muncim tot mai multe ore și producem tot mai mult ca să câștigăm tot mai mult. Așa ni se cere ideologic de către societatea capitalistă, că doar mari industriași sau patroni au nevoie de oameni motivați care să le producă mai mult, să se îmbogățească și mai mult. Lenea nu e bună, o spun ei, din punctul lor de vedere, căci nu muncim pentru ei și nu ne înregimentăm să le fie lor bine.